Cum îți calculezi, Eva a plecat, dar ai rămas cu Mezino, cu Petru. O să vină vremea când poate va pleca și el? Dacă... Da, să știi că mai este până atunci. Sigur, anii trec foarte repede, dar în momentul în care eu i-am înscris la școli britanice, la școală britanică, în învățământ, am știut asta, pentru că alți părinți m-au întrebat. Îți dai seama că le-ai pus pașaportul și le-ai spus... Adică i-ai trimis singură de acasă. Da, eu le deschid de aceste variante și opțiuni și ei vor hotărâ drumul pe care o vor lua. Ei vor hotărâ drumul, nu? Nu așa e frumos și bine? Petru are iubită? Petru are iubite. Iubite? Petru are iubite. Andreea, suntem la o emisiune... Serioasă. Totuși, da, și tu ești prezentatoarea principalului jurnal. E normal să aibă iubite la vârsta lui. Iubite? Da. Nu e normal să avem noi iubiți și iubite la vârstele noastre. Dar el să aibă, la 13 ani, să aibă iubite, mie mi se pare firesc. Așa cel puțin spune el. Și se sfătuiește cu tine? Dar nu știu cum se întâmplă că pe toate le cheamă Eva. Ca pe soră sau? Da. Asta e foarte amuzant. Adică s-au nimerit câteva Eve în viața lui și... Blestemul surorii mai mari. Da, e o marotă, da. Și seamănă cu Eva, adică au ceva din... Nu știu cât seamănă, că sincer nu le cunosc pe toate, nu le știu chiar așa de bine și chiar nu mi le arată. Îi le arată lui Constantin, pentru că probabil are o altă toleranță și are îngrijorări. Și a spus, mama e mai critică, să vedem, mă mai gândesc. Chiar a arătat una dintre prietene, i-a arătat-o soțului meu și a spus... Uite, ție ți-o arăt și eu n-am spus absolut nimic. Nu i-am spus, arată-mi-o și mie pe telefon. Și Petru a precizat, ca nu cumva să mă simt lezată, a spus, mama, și ție o să ți-o arăt, dar peste vreo 2-3 săptămâni. Și a spus, ok, dacă o să mai fiți împreună, este ok. O să-mi arăți. Am observat că de o vreme încoace... Gura nu-ți mai tace, iarba nu-ți mai toate place. Toate deplasările tale, ba chiar și vacanțele, sunt legate de congrese de medicină, de aria de interesa... Nu mă lasă șefii mei să plec atât de des pe cât pleacă Constantin...